raportor pentru mecanismul de redresare și reziliență în Parlamentul European și vicelider al grupului Partidului Popularilor Europeni, cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Cu scuzele de rigoare pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care așteptau continuarea, cum spuneam, transmisiei pe Facebook. Iată, a fost reluată în acest moment și ne auzim cu toții. Sunt convins că sunt mulți cetățeni interesați să afle ce se întâmplă, cum se împart, către ce direcții se duc banii, fondurile puse la dispoziție. Îi dăm cuvântul din nou domnului Mureșan și îl rugăm să continue. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Așadar, imediat după declanșarea pandemiei generată de coronavirus, Comisia Europeană a propus un plan de relansare economică de 750 de miliarde de euro pentru întreaga Uniune Europeană. În luna iulie, cei 27 de șefi de state și de guverne din cele 27 state membre ale Uniunii Europene au căzut la un acord politic de a susține acest plan european de relansare economică. Acela a fost un acord politic. Acum trebuie să adoptăm legile. Cea mai importantă parte a Planului European de Relansare este un pilon care se numește Facilitatea de Redresare și Reziliență de 672,5 miliarde euro pentru întreaga Uniune Europeană. Din aceste 672,5 miliarde euro, 30 de miliarde de euro sunt alocate României. Iar Dragoș Păslaru, colegul meu și cu mine, suntem raportori din partea Parlamentului European pe această lege, împreună cu o colegă europarlamentară socialist din Spania. Ca atare, noi am prezentat proiectul nostru de lege în Parlamentul European. Acesta urmează să fie adoptat de Parlament, după care vom merge la negocierile finale cu Consiliul de Ministri ai Uniunii Europene pentru a adopta legea. Obiectivul este să o adoptăm până la finalul anului, pentru ca planul, mecanismul de redresare și reziliență să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021. De atunci vor veni banii. Pentru cât timp vor veni bani? Comisia Europeană a propus drept durată a acestui plan 4 ani de zile. Consiliul European a propus reducerea duratei la 3 ani de zile. Noi, Parlamentul European, considerăm că 3 ani sunt prea puțini, riscăm ca statele membre să piardă bani, datorită incapacității de a absorbi atât de mulți bani într-o perioadă atât de scurtă, poate și datorită lipsei forței de muncă, datorită capacității administrative scăzute, datorită lipsei de întreprinderi, constructori care să facă toate investițiile pe care dorim să le facem cu acești bani. De aceea am spus 4 ani de zile. În plus, lansarea retroactivă a acestui mecanism de la 1 februarie 2020. Deci toți potențialii beneficiari de fonduri europene din cadrul acestui mecanism trebuie să știe că dacă la 1 ianuarie 2021 au un desfășurare, o investiție care va respecta condițiile de eligibilitate stabilite în acest plan, investițiile sunt decontabile chiar începând cu 1 februarie 2020. Un alt lucru important pe care noi, Parlamentul European, îl facem este de a crește rata de prefinanțare de la 10 la 20%. Adică un proiect, odată ce este declarat câștigător, eligibil, să primească prefinanțare 20% din valoarea sa, nu doar 10%, pentru ca lucrările să poată începe mai rapid, întreprinderile să fie ajutate mai rapid și mai consistent și crearea de locuri de muncă să fie de asemenea mai solidă. Pe ce vor fi cheltuiți acești bani? Colegul meu, Dragoș Păslaru, a prezentat structura. Direcțiile în care dorim să alocăm acești bani sunt 6 priorități, nu le voi repeta. Pe fiecare din aceste priorități, noi venim cu o listă generică de tipuri de proiecte ce pot fi finanțate. De exemplu, proiecte de infrastructură sustenabilă sau spitale și facilități de îngrijire și așa mai departe. Dacă după discuțiile cu dumneavoastră, dacă după discuțiile finale pe care le vom avea în Parlamentul European cu europarlamentari din toate comisiile de specialitate, vom simți nevoia de a fi mai preciși pe aceste liste, o vom face. Vom intra în detalii tehnice cu privire la genurile de proiecte care pot fi finanțate. Două tipuri de proiecte nu vor putea fi finanțate și vi le spun de acum de la început. Unu. Proiecte care sunt parte din planurile de investiții strategice ale unor țări
țări terțe din afara Uniunii Europene și care se ducă la achiziții ostile în domenii strategice aici în Uniunea Europeană. De exemplu, dacă o companie din Federația Rusă achiziționează în mod ostil și în contra voinței noastre, de exemplu, un producător de vaccin în Uniunea Europeană, să nu poată produce acel vaccin în interesul Rusiei pentru consumatori ruși cu bani din acest plan de redresare sau reziliență. Cel de-al doilea lucru pe care nu-l vom permite a fi finanțat este sunt cheltuieli curente bugetare. Adică acest instrument este un instrument pentru investiții. Pentru o situație excepțională generată de criza coronavirus, nu este un instrument care să acopere deficitul niciunui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, stipulăm în raport caracterul excepțional al acestui instrument. Uniunea Europeană merge pe piețele financiare și pentru prima dată într-un asemenea ordin de mărime se împrumută. Garantează, gajează cu credibilitatea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și am permis acest lucru datorită situației fără precedent generate de coronavirus, dar nu vrem ca această îndatorare a Uniunii Europene să devină un fenomen curent, de aceea trebuie să fie foarte clar că acest plan de redresare este un plan unic de redresare pentru o criză unică. De asemenea, în raportul nostru introducem o clauză de revizuire după 2 ani de zile. Dacă după 2 ani de zile concluzionăm că mecanismul de redresare poate fi îmbunătățit, că banii nu sunt absorbiți în anumite domenii, din anumite motive, suntem pregătiți să-l amendăm, să-l modificăm, să-l îmbunătățim. Evident că în timp ce un stat membru obține sprijin din acest plan de redresare și reziliență, trebuie el însăși să-și întărească economia. Trebuie el însăși să respecte regulile europene în materie de politici macroeconomice și de aceea recomandările specifice de țară prezentate de Comisia Europeană, adoptate de Consiliul Uniunii Europene, pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, pentru noi trebuie să fie respectate cu strictețe de către orice stat la momentul la care primește finanțare din acest plan de redresare și reziliență. Dragoș a menționat foarte scurt ideea valoare europeană adăugată. Vrem să vedem finanțate din acest plan prioritățile statelor membre ale Uniunii Europene, dar ne interesează evident și valoarea adăugată pentru Uniunea Europeană în ansamblu, deci proiecte care să fie benefice nu doar pentru un singur stat, ci să aibă un beneficiu transfrontalier. De asemenea, coerența acestor planuri de redresare, planurile naționale de redresare, este importantă pentru noi, în sensul în care nu se va putea finanța o linie de cale ferată în România la granița cu Ungaria și o linie de cale ferată în Ungaria la granița cu România, una paralelă cu cealaltă. Trebuie să existe coerență și să nu dublăm efortul. Comisia Europeană propune să permită transferul de fonduri din politica de coeziune. Transferul de fonduri la nivelul câte unui stat membru, din fondurile alocate în politica de coeziune, în fondurile alocate în cadrul acestui mecanism de redresare și reziliență. Aceasta a fost propunerea Comisiei Europene, noi o susținem. Legat de suma de bani și mă apropii de final, propunerea Consiliului European de această dată este ca suma de bani să fie alocată pe primii 2 ani de zile în funcție de indicatorii economici propuși de Comisia Europeană, și anume PIB-ul înainte de PIB-ul pe ultimii ani de zile, până în anul 2019, că acestea sunt ultimele date statistice pe care le are Comisia Europeană, însă noi, ca raportori ai Parlamentului European, susținem o prevedere introdusă de propusă de Consiliul European, și anume ca pentru ultimii 2 ani ai facilității suma de bani să țină cont de contracția economică în anii 2020-2021. Ce vreau să vă spun este, dacă criza ne va afecta mai mult, în următorii 2 ani, mai mult decât ne-am afectat, se poate ca România să primească și o sumă mai mare decât a fost prevăzut inițial. Evident, toate mecanismele de control democratic, un rol puternic al Parlamentului European, descărcare de gestiune în Parlamentul European, sunt lucruri pentru care noi am militat, mai puțin importante poate pentru beneficiarii de fonduri europene, dar pentru contribuabili e important să știe că
Cheltuirea banului public se face cu acordul Parlamentului European și cu Parlamentul European având un rol de supraveghere, de supervizare puternic, căci cheltuim mai mulți bani decât a cheltuit Uniunea Europeană oricând până acum. Bugetul plus acest plan de relansare și e clar că controlul, transparența trebuie să fie mai bune, mai puternice decât oricând. Mă opresc aici, fiindcă scopul principal al acestei întâlniri trebuie să fie acela ca autoritățile publice din România să poată exprima beneficiarii, să ne spună ce așteaptă de la noi, pentru ca noi să putem ține cont de așteptările lor, eventual pentru etapa următoare de amendamente și pentru legislația finală. Vrem ca banii să ajungă cât mai repede la dumneavoastră, de aceea am și propus reducerea perioadei în care Comisia Europeană evaluează un proiect de la 4 luni, propunerea inițială, la 2 luni de zile, tocmai pentru ca beneficiarii de fonduri europene să primească cât mai repede răspunsul cu privire la finanțarea proiectelor lor. Mulțumim mult pentru participare și aștept realmente cu mare interes comentariile dumneavoastră, întrebări dacă sunt, fiindcă pentru ca acest program să fie bun, să funcționeze în practică, e nevoie evident de opinia dumneavoastră, unde aveți nevoie de bani și în ce condiții. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu domnului eurodeputat Mureșan.